găsit, dragii noștri privitori! Astăzi ne aflăm în Pietreșu și vă spun sincer că eu am impresia că am venit într-un paradis al, nu doar al papagailor, ci un paradis al păsărilor. O să vedeți și dumneavoastră despre ce vorbesc. Dar mai întâi de toate vreau să fac cunoștință cu două persoane minunate care ne-au primit cu brațele deschise și mai ales cu ușile deschise. Este vorba despre familia Turmac, despre domnul Lucian și doamna Mariana Turmac. Vă mulțumim în primul rând că ne-ați primit la dumneavoastră. Cu plăcere. Și vreau să începem interviul prin a vorbi cum a luat naștere tot ceea ce am văzut aici. Ce să vă spun, nașterea a luat de când eram tânăr. Trebuie să ai trăiri, să îți placă, să iubești păsările. În primul rând, dacă nu le iubești, eu am fost o perioadă foarte lungă la București, vreo 40 de ani. Vă dați seama că am lăsat Bucureștiul și am venit să-mi fac o crescătorie aici. Pentru ele. Am renunțat la București pentru păsări. Le iubesc, îmi plac socializările, merg în expoziții cu oamenii, ies afară, e o plăcere. Vorbeam înainte de interviu, vorbeam despre, spuneați despre speciile de papagali, de păsări pe care le aveți. Da. Câte sunt? Câte aveți cu aproximație? Deci, sunt foarte multe, începând de la păsările mici, mijlocii, mari. Aici include și hrană diferită la ele, că nu mănâncă aceeași hrană, pasărea mică, pasărea mijlocie, pasărea mare, că aici fac ei greșeli, chiar și cumpără mâncare de la magazin, nu contează că e pasăre mare, că e pasăre mică, chiar și păsările mari, nu mănâncă ele aceeași mâncare. Unele grăsime mai puțină, proteină mai puțină, altele, în funcție de pasărea care o ai. Trebuie să te informezi, trebuie să ai o consultanță înainte să te apuci de pasăre, de cumpărat o pasăre. Când a fost cu pandemia, toată lumea, deci nu mai puteam, nu mai scăpam de ei. Toți vreau păsări și când a trecut pandemia, nu știa cum să scape de ele. Deci păsărea trebuie să o iubești, trebuie să înțelegi că face parte din familie. Ea îți răspunde cu aceeași dragoste. Dacă nu o iubești, atunci nu o mai lua. Adică oamenii ar trebui înainte de a-și lua o pasăre, un papagal, sau indiferent despre ce pasăre vorbim, ar trebui înainte să acorde o atenție mai mare acestui lucru, adică să învețe mai întâi, să învețe cum se crește pasărea respectivă și apoi să vină să-și o cumpere dacă este? E normal, dar în general oamenii care le iubesc și au plăcere de a avea, înainte se consultă, discută, vorbește. Așa, impulsul de a lua o pasăre și a lăsa-o acolo, merg la magazin, o iau, nu știu ce iau, câți nu vin la mine și zice, domnule, am luat ori ea de acela sex. Copiii, în general, acum să știți, vor păsări blânde. Nu mai vor păsări sălbatice. Ei, dacă merg la un magazin, normal că acolo păsări blânde nu găsesc. Păsările sunt, așa să le ții, să te uiți la ele. Dar ca să iei o pasăre blândă, trebuie să mergi la un crescător, nu neapărat la mine, că sunt destui crescători. Trebuie să te informezi, dacă consideri că poți acea pasăre să o hrănești în continuare, poți să iei și mai de mică, să obișnuiască cu tine, oricum să obișnuiește cu tine. Dar una peste alta trebuie informații. Dacă nu ai informații și nu știi, mulți vine, ia pasăre și dă telefon și zice, dar cum se numește pasăre? Păi dacă trebuie să știi dinainte ce pasăre e. Iei un amazon, iei un cacadu, iei un marele, iei un lord. Ai luat pasăre, te întreabă cineva, nu știi ce pasăre ai luat. Păi te faci de râs până la urmă. Păi sunt puține speciile pe care le aveți ei. Păi începând de la păsările mici, sunt perușii, agapornis, care sunt mai multe specii, fișeri, roseicolis, personata, nimfe, papagal cântători, mutații standard, rosela, papagal în mutație în standard, papagal penant în mutație și ăștia în standard, mutațiile probabil numai crescătorile știu, mutațiile de culori diferite. Nicu Alexander, mare, tot așa mutații, Marele Alexander, Marele Lord,
Amazon, Cacadu, Iacob. Deci trebuie să-mi aduc aminte acum, atâta mulți. Da, da, da. Deci da. Sunt mulți. Am avut perioadă când am avut câteva mii. Asta chiar cu da. Să vă întreb. Deci, câteva mii. Cam unde ne situăm dacă vorbim despre... Da, dacă ne situăm așa, am avut perioadă când aveam o fată și un băiat care erau la mine, abia făceau față. Să le dea să mănânce. Foarte mulți aveam atunci. Acum sunt mai puțini, am renunțat la mulți, eram și mai tânăr, aveam alt vibe și sunt mulți. Dar vă dați seama că dacă aș lua de la zero, tot cu păsările aș pleca. Și tot aș pleca din București, aș veni. Le iubesc, îmi place, v-am spus, socializez, ies afară, în expoziții, în târguri, oameni, cunoștință. Da. Și numai papagale, am și păune, am și lebede, și chiar rațe, mandarine. Chiar da. Și de da. Lebede negre am văzut. Da, lebede negre, lebede albe, lebede albe cu gâtul negru, rațe, mandarine, păunii, diferite specii, culori. Da, iubesc, fazani, da. Iubesc, îmi plac păsările. Este da. O pasiune, nu știu, pe lângă faptul că bănuie că este grea într-o oarecare măsură, să spunem așa, că îngrijirea păsărilor nu este atât de ușoară din ce înțeleg de la dumneavoastră, dar este și o pasiune costisitoare? Dacă e pasiune, nu mai e costisitoare. Deci uiți de toate. Probabil că a fost, eram mai tânăr, spațiile nu erau amenajate, vă dați seama că s-au băgat aici și s-au lucrat. Acum ne bucurăm de ele. Nu, nu este costisitoare. Dacă faci ceva cu drag, iese și cu plăcere. Și v-am spus, așa socializez cu oamenii, cu păsările, cu schimburile. Să știți că totdeauna cât ți-ai avea de mult. Dacă pleci afară, tot trebuie să vii cu o pasăre, două, trei, cinci de acolo, dacă este. Asta este, n-ai cum. E bine, e frumos, e plăcut. Chiar v-am spus și înainte și acum o să repet și pentru cei care ne privesc. Doamna Mariana, vreau să vorbesc despre acest lucru și despre Fifi, pe care oamenii or să-l vadă în imagini, bineînțeles, despre interacțiunea pe care am văzut că ați avut-o cu el. Felul care recepționează, adică, practic, ei vorbesc cu dumneavoastră înapoi, adică răspunsurile le primiți imediat. Fifi simte că îl iubesc și el... Probabil că dacă simtem, întoarce. Mi-arată și mie aceeași iubire. Adică a fost fascinant să văd că păsările până la urmă răspund exact cum răspund și cățelușii, cum răspund și bisicuțele, adică au aceeași reacție. Pupă-mă, a venit și v-a pupat, ceea ce a fost pentru că sunt obișnuit, simt că iubesc și nu mai fiind și ceilalți papagali, la fel sunt iubitori și... Da. Da. Dacă intră soția la ei, merge pe soție și amazonienii se urcă pe ea, o pupă, nu numai Fifi, a zis dumneavoastră. Și pe ăștia care îi crește la seringă, o să ia unul acum să-l vedeți, a avut foarte mulți care a crescut la seringă, acum s-a dus perioada lor, pentru perioada lor e luna mai, iunie, iulie, deci august nu prea, pentru că deja păsările se pregătesc și ele de iarnă, năpârlesc, trebuie scoase de la cuiburi. Dar în perioada asta au fost foarte mulți care soție cu crescutul la seringă, soție iubește și eu iubesc. Dar soția are mai multă răbdare. Când vine vorba de când vine cineva la dumneavoastră și cumpără și pleacă perechea aceea, să zicem, sau poate unul singur. Da. Cum este momentul ăla? Pentru că vă obișnuiesc ei și... Aveți dreptate, soția... Poate mi se rupe ceva, greu soția să zice. Dar dacă persoana e iubitoare așa, parcă nu mai pare... Nu-mi pare rău. Atunci când mă desprind, da, normal. Pentru că am văzut, de asta spun că am văzut cât de iubitori sunt ei cu dumneavoastră. Vă dați seama, adică nu putem să ținem sute mii până la urmă. Normal, și ei mănâncă, trebuie întreținuți, cheltuială și toate care s-au făcut aici. Da, sunt și unele păsări care nu putem să ne desprindem de ele. Care o să rămână cât trăim noi. Pentru că au perioada, dumneavoastră, cum te-am spus. Da, perioada de viață sunt între unele păsări care merg la 30, 40, 50 de ani.
Cacadu, da, cacadu, Amazonul, sigur, că da, mergem 40 de ani. Dacă o să luați un papagal din ăsta, o să aibă și copiii și nepoții dumneavoastră. Deci îmbătrânesc odată cu el, cum ar fi. Da, da, sigur că da. Oamenii care vă trec pragul și vin și văd ceea ce am văzut și eu astăzi și reacția mea, ați văzut-o și dumneavoastră, oamenii ce reacție au? Da, rămân wow, știți... Le place să simt bine, da. Nu le mai vine să plece, s-ar uita într-una. Ei, știți ce se întâmplă aici? Bă, merg într-o localitate acolo, la Pietrișuva, și când vine, wow, li se pare așa. Am avut și oameni de afară care au venit la mine și au rămas și a zis, domnule, eu cream că în România nu sunt așa crescătorii, nu e curăție. Le-a plăcut și curățenia și asta e, n-ai cum știți. Da, cum e, este e, foarte deci, îngrișit. Deci poate, sunt se vede, de la punctele astea, deci masă, rasă, casă, dacă nu, în primul rând, dacă nu un spațiu ca lumea, o mâncare ca lumea, o rasă ca lumea, deci se leagă unele cu alte. Și curățenia. Deci trebuie curățenie la ei, trebuie și îngrijiți. E, aveți dreptate. Poate că e și muncă. Adică, să le faci o curățenie, trebuie făcut, da. Asta e. Da, pentru că e, ne place. Vorbim de un număr destul de mare, adică da, un număr destul de mare. Dumneavoastră, da, dumneavoastră ați venit acum, dacă veneați alte, de seama, foarte, foarte mulți, mii. Scoteam câte 900, 800 de pui pe serie, scoteam 3-4 serii, vă dați seama. Se duceau în 4.000 de papagali pe an care scoteam. Acum m-am restrâns, ne-am restrâns, stăm mai liniștiți, eram mai bine, altfel, dar fără ei nu puteam. Și cu plecatul nu puteam să stăm departe mult de ei. Necesită a venit cineva din Germania, un medic, și a zis, domnule, am rămas blocat. Dumneata, nu-ți dai seama ce răspundere ai. M-am uitat la el așa. Păi zice, ce răspunde? Păi nu vezi, dumneata, ce suflete ești, trebuie să știi când le dai apă, când le pui mâncare. Eu la mine vine pacientul și spune, mă doare aici, domnul doctor, îmi trebuie aia, îmi trebuie cealaltă. Astea n-are gură să vorbească. Aveți o mare răspundere. Am mai blocat așa, mă, cât de departe s-a dus omul. Chiar, de această, zonă, această parte... De chiar m-am gândit. Cum, adică cum vă dați seama că sunt în suferință sau că... Da. E o legătură specială, asta este clar, legătură specială, și aceste păsări este legătură specială. E legătură specială și plus de asta și că poate de experiență. Una este să te apuci la 50-60 de ani să crești păsări, alta este să te apuci de tânăr. Deja ți intră în sânge plăcerea, simți, o vezi, trebuie să o vezi, să o simți. Dacă o pasăre are probleme, o vezi, o cunoști. Eu dacă merg într-o expoziție afară, știu că asta e o linie bună, asta nu e o linie bună, asta merge, asta nu merge. Târgurile sunt târguri, vine omul cu ce are mai prost la târg să scape de ele, să le dea. De-aia recomand, cine vrea să ia o pasăre să ia de la crescător, nu e bine să ia de la târg. Vorbiți-mi puțin și despre partea de expoziții, unde ați avut expoziții și cum deci, au fost aceste experiențe? Deci expoziții am avut în țară, am fost chiar și la Giurgiu, la Steaua Dunării, acolo la Ziua Recoltei, am fost invitat de prefect, de președintele de la APIA, fost acolo cu foarte multe păsări, cu multe mașini care au fost. Dar expoziții la Indagra, am trimit invitații afară, la televiziuni, sunt. Dacă am vorbit așa de un număr, știu că un număr exact nu aveți cum să-mi dați în acest moment, dar cu aproximație, în acest moment, cam despre câți papagali vorbim aici? Cam păi, cât sunt aproximație? Oricum sunt sute. Sute, da. Sunt sute, sute, sute. Dacă punem și pui care sunt în cuiburi, toate alea sunt. Da, deci acum vorbim și despre puiuți care sunt în... În cuiburi, da, păi sunt puiuți care sunt în cuiburi, da, care urmează să mai iasă. Da, da, în luna iulie așa erau cuiburile pline de pui. Da. Da. Am văzut această pereche aici, bine, oamenii vor vedea și despre ce vorbesc, această pereche de care m-am îndrăgostit, Bufiță și? Buburuza. Și Buburuza. Deci sunt de-a dreptul fascinanți. De când am venit, m-am uitat la ei atât de jucăuși.
Nu credeam. Dimineața, Marii Lucii bea cafeaua. Noi bem cafeaua, eu cu soția în fiecare dimineață, și Marii Lucii bea cafeaua. Ce faci? Marii, ce faci? Cântă! Da, e pe... O peretă? Deci, dacă vă spun, cred că vorbesc 3-4 ore pe zi. Deci, în prezența noastră, eu am fost la câteva televiziuni, să știți că ei de camere de astea se sperie pe seara. Da. Cât ar vorbi, cât ar fi, dacă ai mutat locul și ai dus-o acolo, dar acasă la ea, așa, în prezența noastră, deci, o să vă dau eu câteva filmări cu ei când vorbesc. Da. Da. Spuneați ceva și despre, în timpul discuțiilor pe care le-am avut înainte de interviu, despre relația aceasta pe care o creează papagalul cu, sau pasărea în general, cu familia, dar în momentul în care vin prietenii în vizită sau astea, stresul pe care îl poate avea. Da, ei atunci pasăre. Sunt reținuți, sigur că da. Sunt la fel ca un copil. Un copil când vine cineva străin se retrage. Da. Da, simte. Sigur că da. Simte. Dacă e cineva, stau liniștiți. Numai în prezența noastră atunci, gărăgie mare. Păi acum ei trebuia să fie gărăgie mare la ei aici. Am văzut că suntem noi aici și stau foarte liniștiți. Și pe cine ce zic? Păi n-are ce să zică pe cine nimic, pentru că... Adică, nu știu, vin la voastră să-i vadă sau să... Da, nu, e o plăcere. Vă dați seama că deranji vecinii. Unul are nu știu câți câini, are cal, are porc, da, are... Acolo e gărăgie și asta. Da. E o plăcere, e un cântec de pasăre. Sau da, exact, ele au ritualurile când sunt la împerechere, la astea ritualurile, chiar și la păun la astea, pe urmă stau foarte liniștite. Cum este care... acea perioadă de împerechere? Perioada, da, depinde la păunie într-un fel, la papagali în alt fel. Deci se atunci sunt mai activi. Se timp, să zic așa, sunt în aceeași... Da, în general, păsările se reproduc primăvara. Deci primăvara e perioada de reproducție. Spre toamnă începe năpârlitul, se pregătesc pentru iarnă și primăvara încep perioada de reproducere. La toate păsările, și la lebede, și la rațe, și la păuni. La papagal, la fazan. Chiar cum este iarna pentru păsări? Adică sunt afectate, nu știu, există... Sunt, parcă nu mai sunt atât de vesele cum e vara, primăvara. Ele sunt și scoase la volier afară, ne restrângem cu ele iarna la camere, că deci avem, da, da, avem 10, nu, nu rămân afară. Avem 10 camere care îi băgăm pe boxe, pe camere, pe... Lebedele rămân afară, lebedele chiar le place să rămână pe zăpadă. Deci sunt singurele încântate, să da, spunem singure, așa. Da, le plac pe zăpadă, da, sigur da. Că da. Da. A, și ceilalți se retrag, să zicem, așa se... Da, ceilalți sunt păsări exotice. Da. Totuși nu poți să-i ții afară la voliere, să, curent, nu se mai reproduc păsările dacă se îmbolnăvesc. Nu sunt atât de prietenoase cu iarna, să nu. Zicem. Nu, deci sunt păsări exotice, da, le plac anotimpul călduros. Da. Da. Este fascinant și oamenii, sigur, vor spune același lucru pe care l-am spus și eu. Da. Vreau să vă mai întreb despre felul în care îi puneți pe compartimente, să zic așa, adică care specie, care specie, cum, că știți că v-am întrebat doamna Mariană. Cum faceți acest lucru? Adică cum... Păi fiecare îi pune pe specia lor. Asta multă lume mă întreabă, băi, nu-i încurcați? Păi, n-ai cum să-i încurci. Eu îi cunosc pe toți. Sunt atât de variați la culori și la astea sigur de... Sigur că da, da. Sunt specii care acceptă să stea la grămadă iarna, la camere mai multe specii, dar depinde care să accepte. Noi vă mulțumim foarte mult că ne-ați primit la dumneavoastră și, bineînțeles, dacă o să mai doriți și pe viitor, am vrea să mai venim, să mai vedem și să tot așa să vorbim mai mult despre animale, despre păsări, pentru că oamenii cred că nu au atât de multe informații, să zic așa, din această zonă despre cum pot fi crescute păsările sau așa. Și pe final, oamenii unde vă găsesc, cum vin la dumneavoastră, cum pot achiziționa dacă vor? Păi ne găsesc și pe Facebook, în general ne cunosc oamenii care află de la unii la alții, deci nu ne facem probleme de asta. Și pe Facebook cum vă găsesc? Și Luc Paradis. Mulțumim frumos!
Și acum, pe final, o să le arătăm privitorilor noștri cum doamna Mariana va hrăni o pasăre, ca să vedem și noi. E foarte liniștit, ca un copil. Da, iubit. Thank you.